Daniel Popa a deschis scorul încă din minutul 7, iar până la pauză Guia, Donca și Ionescu au mai rosit alte bune ocazii. Donca majora majorat diferența în minutul 41 și la vestiare s-a intrat cu doar 2 la 0 pentru Olimpia 2. După pauză gazdele nu mai pot pune deloc probleme și în 3 minute Ciul, Mandi și Bâgiu duc scorul la 5 la 0. Ciul închide setul cu o execuție superbă din interiorul careului în minutul 75, iar la box probabil cineva ar fi aruncat prosopul. Finalul se joacă doar la trecerea timpului cu recoltare semnată și cu Olimpia 2, ce își permite chiar să schimbe și portarul. Olimpia 2 egalează recolta la puncte 13 și urcă pe 6 în clasament, în vreme ce Dorolțul coboară pe 7.